Turneul canadian al artiștilor Loredana și trupa Gurida, desfășurat în perioada 7-12 octombrie 2017 în 4 orașe, Montreal, Toronto, Edmonton și Calgary, a fost considerat de publicul canadian de origine română evenimentul muzical al anului. Sentimente, un spectacol în concordanță cu valorile umaniste ale societății multiculturale canadiene, s-a bucurat de o primire extraordinară din partea publicului de toate vârstele, dornic să-i revadă pe artiștii români să cânte, să danseze și să trăiască bucuria de a fi împreună. Sentimente a devenit un spectacol atât al artiștilor cât și al publicului, acesta din urmă contribuind la reușita evenimentului muzical prin atmosfera electrizantă creată de-a lungul întregului spectacol în toate cele 4 orașe canadiene. Eu țin foarte mult să mulțumesc spectatorilor, pentru că fără dumneavoastră nu se poate face nimic, și tuturor celor care ne-au sprijinit în această acțiune de anvergură, un turneu pan-canadian, 4 orașe canadiene, în seara aceasta la Montreal. Avem nevoie de câteva dată momente pentru a ne emisa, pentru a ne face simțită vocea. De aceea, în deschiderea acestui spectacol, dragi prieteni, două interpretări diferite, Emil Cotrigășanu, Dancing on My Own, Daniel Lazar, Cristian Cosocaru, Marina Menecuță, Mihai Obede, interpretând Ciocolia. And I'm in the corner watching you kiss her.
Publicul montrealez, Loredana și Agurida au adus un ultim omagiu arhitectului Dan Hanganu, o somitate în domeniul arhitecturii canadiene, printr-un emoționant moment de reculegere. Vreau să păstrăm un moment de liniște pentru un spirit care a plecat dintre noi, chiar în ziua în care eu am sosit în Montreal. Un spirit care ne-a făcut și ne face cinste neamului nostru românesc. Arhitectul Dan Hanganu, care a plecat dintre noi acum câteva zile și care este unul dintre cei mai mari arhitecți români care au existat vreodată. Magia celor două cuvinte, te iubesc, calitățile interpretative deosebite ale mult îndrăgitei soliste Loredana Groza, precum și prestanța excepțională a instrumentiștilor care compun trupa Agurida, ne-au reîmprietenit și ne-au unit. Ne vom aduce aminte multă vreme de momentele de bucurie trăite împreună, a declarat la sfârșitul spectacolului violonistul Daniel Lazar. Cum a fost întâlnirea cu românii din Montreal? La Montreal, fiind primul spectacol, emoțiile au fost mai mari. Pentru că așa se întâmplă. Primul spectacol este ca și o explozie, de-aia puțin. Și chiar foarte emoționantă din partea noastră,
ca și artiști și publicul la fel. Au simțit aceeași emoție împreună. Le dorim multă sănătate și sper să ne revedem cât mai curând la voi. Cum a fost în seara asta cu Loredana la Moreal? Mie personal mi-a plăcut foarte mult spectacolul. A fost într-adevăr o seară plină de sentimente românești și să o vedem pe Loredana încinsă cu tricolorul, purtând tricolorul la sfârșitul spectacolului, a început să bată inima mai tare. Și chiar am vorbit și cu alți spectatori care au spus că au văzut același spectacol și la București și au apreciat prezența scenică a Loredanei din această seară. Este într-adevăr un artist desăvârșit și știe să facă publicul să se ridice în picioare, să danseze, ceea ce este mare lucru. Dana, cum te-ai simțit la Moreal? Wow, n-am cuvinte. Deci a fost ca un vis care a devenit real și care l-am trăit, a fost un vis comun. O energie, o, nu știu, o senzație din asta de m-am topit efectiv pe scenă și orice barieră a dispărut, orice distanță, parcă eram doar noi și nu mai exista nimic în jurul nostru, așa m-am simțit. Aveați emoții că publicul din Canada e pretențios? Am fost prima oară acum 25 de ani și pe vremea aia era mai mititică, scosesem doar două albume și îți dai seama că repertoriul era mai mic, dar și atunci m-au primit și m-am gândit, dacă acum după 20 de albume aproape și după atâția ani, probabil că o să fie și mai tare. Și într-adevăr a fost peste așteptări. De ce ai ales să închei concertul tău cu Bună seara? Pentru că e primul meu album, este primul meu cântec și cred că este cel mai frumos cântec de dragoste. Cel puțin așa a fost votat, cântecul secolului de dragoste al românilor. Ca... Și e un cântec de referință, cred că oricine, chiar și copiii îl știu. Ca moldoveancă, oneșteancă, nu ai putut să te abții. Nu ai putut să te abții și ai dat-o cu trandafir din Moreal. Da. Te iubesc de n-ai habar. Și așa e, I mean it. Deși nu toți erau moldoveni în sală, a avut un mare succes. Am văzut. Nu așa se zice? Quebecor se zice. Da, sună bine. Deci trandafir de la Moldova a ridicat iarăși sala în picioare. Da, este iarăși un cântec care unește românii și nu contează că nu ești moldovean, cumva toți suntem un pic moldoveni până la cap, până la urmă. Deși nu avem toți privilegiul acesta. Deși nu avem cu toții privilegiul acesta. Sau ghinionul. Peste câteva secunde voi intra la Toronto. Sunteți gata? Și eu. We're gonna rock this night. Toronto, I love you, te iubesc, je t'aime.
A fost o întâlnire emoționantă, mă gândesc că toți cei care o cunosc pe Loredana știu exact la ce să se aștepte când ea are un spectacol. Cred că, într-adevăr, această seară Loredana s-a conectat cu publicul românesc din Canada probabil mai bine decât oricând. Am simțit un extraordinar vibe în această noapte aici împreună cu Agurida și Loredana. Doi membri ai trupei Agurida, cum a fost întâlnirea cu românii din Toronto? Bună seara, a fost foarte mișto, ne-am simțit bine, foarte primitori și răspunzători la ce am avut de transmis. S-au distrat. Mi-a plăcut foarte mult, i-am văzut că s-au distrat, i-am văzut că au trăit o nostalgie, o bucurie. M-am bucurat că i-am putut bucura alături de Loredana și de colegii mei și mi-a plăcut foarte mult că s-au simțit bine. A fost extraordinar, am simțit o căldură care rar o găsești. Eu umblu de asemenea cu formația în toată lumea, dar a fost extraordinar. O sensibilitate a publicului și toate simțămintele astea au fost nemaipomenite. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns și că am făcut oamenii, zic eu, puțin mai fericiți și au scăpat fiecare de anumite griji. Bună seara, stăm de vorbă cu domnul Dan Ciobăniță, organizatorul spectacolului Loredana și trupa Agurida aici la Toronto. Cum a fost organizarea acestui spectacol? Bună seara și bine ați venit la Toronto. Ca de obicei, muncă multă, un spectacol pornit de Marius și de mine din februarie, cred, planificat, lucrat în continuu din februarie și până acum. Sunt în continuare românii receptivi la muzica românească? Foarte, foarte. Deci avem, la Toronto avem o comunitate de români foarte dornici de a veni la spectacole de calitate. Deci aici la Borgata lumea vine cu gândul că vor un anumit standard. Deci nu mai vor standarde, nu vor să mai facă compromisuri. Deci lumea așteaptă. Întâlnirea cu Loredana a fost pe gustul lor? A fost foarte pe gustul lor, deci a fost bisată de vreo 3 ori, a fost să termine show-ul, a fost bisată odată, a fost bisată de 2 ori, a fost bisată a 3 oară. Sunteți mulțumiți mulțumit ca organizator pentru acest spectacol? Foarte, mulțumirea mea este o reflectare a mulțumirii celor din sală.
A fost o sărbătoare a muzicii românești, datorită acestor artiști de mare calibru, capabili să transmită publicului emoția unei trăiri autentice a sentimentelor, făcând de asemenea cunoscută publicului canadian frumusețea muzicii românești. Vocea Loredanei a descris dorul și iubirea, tristețea și bucuria, curajul și nostalgia, așa cum au rămas sădite în sufletul românilor plecați de acasă, iar finalul acestui spectacol a pus în relief sentimentul apartenenței față de pământul din care am răsărit. Evenimentul a fost susținut atât de publicul larg, cât și de numeroși parteneri și colaboratori. Loredana și trupa Gurida au impresionat prin profesionalism, modestie, virtuozitate și mai ales au reușit să adune pentru câteva ore sute de oameni împreună, lăsând în urmă numai bucurii. Vă așteptăm să reveniți aici!